Tu te-ai plictisit până acum de ceva din propriul tău corp? Nu, ar fi ca și cum un actor ar trebui să joace același rol într-o veșnicie. Da. Nu s-ar mai numi actor. Mi-ai spus și că... noi suntem actori pe scena vieții, spunea Shakespeare. Tu ți-ai ales profesia de actor și regizorul tău, da, să revin la fundamentele tale profesionale, pentru a te vedea mai bine cum naști, renaști și mori. E foarte interesant. Da, spuneam că pe mine teatrul, am vrut să fiu actriță de la 3 ani, de la 2 ani, de la 5 ani. Nu, prima oară am vrut să fiu cosmonaut. Cosmonaut? Da. Îmi doream să vizitez alte tărâmuri. Așa, și pe urmă am vrut să fiu actriță și mă gândesc acum... în retrospectivă, că, de fapt, fiind actriță, nu mi-am dorit să fiu vedetă sau, nu știu, să ajung să iau Oscarul la Hollywood, ci m-a interesat fenomenul. Uh-huh. Fenomenul, ce este în spatele acestui lucru, cum se întâmplă de schimb rolurile, cine e regizorul acestei mari scenări, da, care, da, de fapt, e viața. Și am găsit că teatrul este pentru mine o școală în a învăța despre spiritualitate.